Salut și bine ați venit la un nou episod. Astăzi vreau să facem consumul la această mașină. Este vorba de Renault Megane 4 2020 an fabricație. O să facem testul la această mașină de consum în afara orașului. Deja suntem undeva în afara Bucureștiului, la 10-20 km de București. Și o să mergem la țară, undeva prin Olt. Și cred că o să facem cam 300 de km. Și m-am gândit să facem consumul la această mașină, să vedem cât consumă în afară. Și după aia ne facem o idee. Dacă vreți să vedeți consumul în oraș, o să vă las aici un card, dați pe el și vedeți acolo consumul, cât a consumat mașina asta în oraș. Acum o să dăm aici frumos, să setăm la 0. Gata, am setat la 0. Dăm și aici OK. 0. Acum am fost la PECO aici și am alimentat. Ia uitați, am băgat de 77 de lei, am făcut plinul. Acum o să mergem la drum și revenim tot aici la TSV-ul ăsta, să alimentăm și vedem atunci cât am consumat la drum lung. Este foarte cald afară, sunt 29 de grade, o să mergem cu aerul condiționat la drumul și o să-i dăm viteză, nu o menajăm deloc, adică un condus normal. Bun, revenim după. Bun, am revenit, am făcut plinul, am alimentat, am băgat 28 de litri jumate, să zicem 28 de litri, și am făcut 394 de kilometri, să zicem 400 de kilometri. În 400 de kilometri am consumat 28 de litri. La un calcul mic așa vine 7 litri la 100 de kilometri. 7 ori 4, 28. 7 litri cu 2,60 lei, asta depinde de unde încarci, dar cam așa e prețul, 2,60, 2,68, 70. La 7 litri vine o dată 7 ori 2, 14, 7 ori 6, 42, undeva la 18 lei. Și țin să precizez că am mers și cu 130, 120, ce să mai, am fost undeva la țară. Și cam asta este consumul în afara orașului, 18 lei la 100 de kilometri. Ia să vedem aici ce ne arăta el. 6,4 și l-a consumat 7, deci arată un pic mai puțin. Asta pentru că e pe gaz și nu e pe benzină. Pe benzină arăta normal, cred. Mă gândesc ca data viitoare să fac și un filmuleț cu consumul pe autostradă. Numai pe autostradă, o să mergem la mare, Constanța, București, Constanța, o să fie cam 500 de kilometri și vreau să vedem cât consumă. Acolo o să merg cu 130, poate și mai mult, 140. Și vreau să vedem cât consum acolo. Bun, și cam asta a fost filmulețul. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, puteți să-mi dați un like, că mă ajută foarte mult. Să vă abonați în caz că n-ați făcut-o. Eu am fost Nicu, ne vedem data viitoare. Pa, pa!